fazanul! Ah, nu l-am prins. Cam asta e, fraților, tabăra de campanie. Cam așa arată. Uitați-vă și voi aici bagajerie. Eu n-am văzut așa ceva. O tabără de nebun. Gică Blasova. Unul dintre cei mai mari pescari de pe Blasova, titan greu al pescarilor. Așa o mică. Uitați-vă, fraților, ce e aici. Bagajerie, cred că sunt 2 tone de bagaje. A, nici chiar așa. E, o tonă jumate atunci. Da. Și mergem la niște prieteni să vedem despre ce e vorba, ce au făcut până acum. Trebuia să ne aducă o barcă și văd că n-au dat niciun semn de viață. Ca să mergem să plantăm. Ăsta este drumul de acces pe malul lacului Blasova. Acolo e locul de pescuit. Și hai să vedem ce fac colegii. Se la vii o jurdui. Unde nu-i capo Blasova? Marea Dragoste, Gică, nu? Da. Cea mai mare. Într-adevăr, o baltă semi-sălbatică. Uitați-vă și voi, munții Dobrogei. Peisaj frumos, liniște, n-avem ce să... Sete mare, se vede. Da. De 14 ani, pe balta asta a venit. Deci, ca să înțeleagă lumea, e vorba de Gică Țăranu, de la bariera Alexandriei. Cunoscut și acolo și aici, pe Blasova, pentru că v-am zis, este un titan al lacului Blasova, pentru că cunoaște balta foarte bine, are destulă experiență, are sute de prieteni, exagerez? Da, nu exagerez. Păi asta zic. Sute de prieteni care mi-am făcut pe balta aici. Păi și noi, Gică, cum ne-a cunoscută? Ce ne-a cunoscut noi? Pe TikTok, pe Ciocboc, pe Facebook? Exact. Așa la pescuit. Foarte mulți prieteni. Așa la pescuit se leagă prietenii, fraților. Bine, pentru oameni care socializează, le place să socializeze. Am foarte mulți băieți de la Bacău. Bacău, Galați. Vin pe zona asta. Respect, fraților. E ce trebuie. Aici e alt loc de pescuit, uite, aici au și băncuță. Aici am vrut să stau, dar a tăiat stuful și a pus acolo și este un loc foarte... Aoleu, dar ce urât se vede stuful ăla acolo, ia uite. Aici e foarte... Dar cine a tăiat stuful acolo? Unul care a stat acolo. Aha. Mamă, ce era să mă duc. Cam greu cu mine deocamdată, am piciorul, mi-l protejez. Așa cum v-am mai zis, eu sunt musafir pentru că nu am venit cu sculele. Gică m-a chemat, m-a scos din casă, îi mulțumesc pe această cale. Pentru că deocamdată trebuie să mai stau pe bară vreo 2 săptămâni în privința efortului fizic. Și gicuța al meu m-a sunat, hai vină pe Blasova că mă supăr pe tine. Și cum nu puteam eu să-mi supăr un prieten bun, am reacționat în secunda 2. Da, românii au dormit, nu? Eu cred că da. Și au făcut și tovarăși aici. Păi, sunt la telefon, de ce nu rog să spun să bag? Eu ce-i ce? Salut, salut!
Ați dat drumul la câini, ai? Ce facem, mă, cu Sulica? Ușor cu gardul ăla. Ușor cu gardul la gică. Salut, salut, să aveți poftă. N-am iau așa de nici pe ori. Dar mai ginesc așa, înăuntru. Mai picăs, intră înăuntru, că nu vreau. Vorbă, ce chirie un caz. Mamă, dar mișto cortul, mișto cortul. Super. Să aveți poftă, domnilor. Să aveți poftă. Nu, mersi frumos, că îmi cer bani pe pământ. Foarte mișto cortul. Ăsta e bun pentru Dunăre. N-a dormit mult? N-a dormit că eu l-am trezit. Că au venit ăia cu barca, ne-a dus barca și... Nu, și îi vreau să ne mumească ei, să ne facă poate de nadă. Și are dreptate, Marea. Da. Frumos de tot. Organizat tot ce trebuie. Barca cu care o să plecăm și noi l-a plantat. Uite, da. Venit el cu mai carambol mai mare. Auzi, ăsta ce e cortie? De unde este? Tracker. Și ăla din stânga? Delfin. Foarte mișto și ăsta. Se știe trotinul necesar, tot ce trebuie, pregătiți pentru războiul cu crapul. Locul ăsta e mai mare. Aici două persoane domnesc. Sunt regi. Foarte frumos. Uitați-vă și voi baltă semi-sălbatică de pescuit. Cam cum arată. Vis-a-vis de bălțile care știți foarte bine că nu prea se mai prinde pe acolo, pe lângă capitală, pe lângă orașe. E legic al nostru! A adus barca să plecăm la plantat. Ai permis? Gica, ai permis? Da, da, da. Păi să trecem la treabă, domnilor și doamnelor. La plantat. Păi să știi că semeni un pic și la alură. Elegant, frumos, pescăresc. Haideți cum să ne apucăm să plantăm. Fraților, e ora 2 după amiaza și ne mănâncă țânțarii. Deci e incredibil. Vă dați seama ce-i pe Dunăre acum. Ceva, invazie. Crezi că e gonit? Ce? E gonit, vine următorul roi. Doamne Dumnezeule. Și fraților, l-a plantat cu o gică la platane, pe sistem discotecă. Zică cam câți metri crezi că sunt până în capăt? Sunt 300 de metri? Sunt. Aici, da. Aproape 4. Aproape 4. Aici, dacă aici e lărgimea cea mai mare. Mm-hmm. E distanțat ceva. Doamne, cât de frumos poate să fie. Deci cât de frumos poate să fie. Ia vezi. Stai puțin să las să... Să ne răcorim. Adevărat. Se la vi. Deci ăsta e gest pescăresc 100%. Se la vi. Exact. Vezi că îți mișcă ceva în pălărie, cred că e broască. Frumuseți. Da. Uitați-vă, colegi pescari, fraților. Cam ăsta este pescuitul adevărat. Să zic heavy. Nu pe pontoane, nu pe mochete, pe trotinete. Să bag sonarul?
aici, că ce mi-e frică mie să nu sară vreo montură de asta să mă înțepe. Nu. Sigur? Nu, că sunt prinse de mânări. Ok, hai să dăm drumul la Sonărescu. Pe sistemă vechi? La mână tot. Păi da. Ce face omul cu mâna lui, se numește cum? Lucru manual. Atât. N-am avut model de nădire, pescuit pe mal, barcă. Băgăm barcă, da? Da. Băgăm barcă. Opa! Deja se vede? E nasul chisor aici și... Nu știu dacă se vede. Deci aici pe fund avem așa. Deja... Mamă, gata, deja a început să bubuie sonarul. Uite, se vede. Gicuță și adâncimea aici e 4,9 metri, 5 metri. Și acum a fost un prag, a crescut la 5,5. 5,7. Aici e pragul acela care vorbim noi. Ia uitați-vă, Blasul face că n-are pește, nu prinzi. Ce vorbești, mă? Trebuie să știi să-i prinzi. Te ajut cu ceva? Ce? Vezi că sunt și pe fund și e prag aici. Aici lasă-le. Aici e puf. Știu dacă vedeți voi, oameni buni, dar ia uitați-vă și voi ce e acolo. Sunt la adâncimea de... Mamă, fii atent, știi cât e aici? 8 metri. Mamă! Atac de panică. Tu știi că sunt la apă aici? Mă! Fraților, deci nu e... Uitați-vă și voi ce vreți. Nu e trucaj, e... Suntem pe baltă la Blasova, Munții Dobrogei, Gică, e real, e real, Gică? Te-ai înțepat? Doamne, Doamne, Dumnezeule! La o distanță de... Sunt 50 de metri, Gică? Doamne, e incredibil! 30 de metri. Deci nu cred. Eu cred că trebuie să opresc sonarul ăsta, mâncați, și că ce e aici, bubuie, bombardament pe sonar se numește. Deci mănâncă între ape la 50 de centimetri de suprafața apei și unii sunt chiar pe fund la 5 metri. Dacă se vede, fraților, că n-am cum. Aici e Sonărescu. Aici a urcat puțin la 6 metri. Uite, aici e un prag. Aici e un prag. E prag? Și stau chiar acolo, da. Dacă e prag, ia să vedem dacă e bine. Și sunt medii și mari acolo, să știi. Dar ce nu înțeleg eu aici, arată aici, ce dracu, 31 de grade apa, nu cred. Da. Cum, 31 de grade apa? Doamne, păi, dar în cazul ăsta, crapul stă pe fund, nu mai mănâncă deloc, nu se mai mișcă. Am văzut sticla aia în apă. Este un semn lăsat de pescari. Loc de nădire. Și vrem să vedem care e treaba și pe aici. Să furăm meseria. Aici, da. E prag de 6 metri. Wow, și sunt pe fund o grămadă. Aici e belea. Aici e belea. Exact în dreptul sticlei. E belea aici. Cică, fratele meu, pare rău că nu poți să te ajut. Zău. Da, mă fac eu. Dinu Force Power. Trebuie? Cum? E ce trebuie, cu litere mari. Este. Toți stau pe fund. E apa caldă, toți stau pe fund. Băi, dar sper să vedeți, fraților, ce e aici. Deci ce-i pe Blasova. Gata, fraților. Eu cu Gica am terminat de plantat cele 6 lansete, undeva la 40-50 de metri, Gică, nu? Am barca
Am parcat-o aici în parcarea din dreapta, se și vede. Regulamentar. Ia zi, Gică, facem o brăilă? Da. Bun, pe ce mergi? Pe 50 de lei. 50 de lei merge, bate în cuba, care da. Stânga sau dreapta? Cele trei din... Eu le aleg pe astea din stânga, e ok? Ok, și eu astea din dreapta. Cuba, să fie. Să meargă. Ați venit pula dacă mă faceți zără. Hai, fetele, din stânga. Pe ei, pe mama lor. Ia. Hai cu fire întinse. Hai să mai trăim un pic. Doamne ajută, sănătate. Respect fraților. Viață. Îl pleznim noi până la urmă. Deja, fraților, după... E ceva, Gică? E, dar e mic. Deci după cât? A trecut un sfert de oră de la plantat? De. După un sfert de oră de plantat, în locul de dipăr arătat, crapul s-a prezentat. Să fie cu rimă, cu stimă. Cam asta este, fraților, Blasova. Gică în acțiune, Dinu musafir deocamdată cu piciorul. Sau e un caras? E un caras. Uite caras. Caras de Blasova, tată. Uite caras. Stai, bă, să-l pup. Păi nu e normal, cum? Ai văzut al nebii ce repede a intrat? La caras de Blasova, da. A, uite. Atât, ăsta-i. A pupat atât. Ăsta pe grătar. Ăsta facem o prăjeală de seară. De trei bucăți din ăsta, deja mâncăm două zile. Acum trecut o oră de când... Cam o oră jumătate de când am plantat. Partea proastă e că se cam îngroașe gluma. A început să cam tune. Știu că aici pe Vlasova e tare schimbătoare vremea. Dintr-o dată te pomenești cu vijelie. Sperăm să nu. Am înțeles că de mâine se anunță ploi. Tovarășul meu, Gică, s-a dus la ceilalți colegi din partea cealaltă. Ia uitați, stil mireasă. Excelentă pentru Dunăre. Te așezi pe șezlongul, spânzuri de o creangă, ceva, n-ai treabă cu țânțarii. Continuăm. Ia să-l vedem. Nebunule. Vino mă, coace mă, dar cu o mână e și greu. Mustăciosul roade usul. Cât de curând o să spunem next. Din păcate s-a dus unul. Uitați-vă și voi motivul. Se vede, da? A strâmbat cârligul. Asta este. Nu renunțăm, se știe. Ia uitați-vă, fraților, caras de Vlasova. Gică, lasă-l jos ca să comparăm cu piciorul. Lasă-l jos, ia. Mamă, dar asta zici că e ciurtan să-mi bat piciorul. Lasă-l jos. Ia. Stai mă cu minte, mă. Are un kil jumătate. Da. Deci eu por 41. Hai să pun de la coadă așa, are da? Are un kil jumătate, mă. Are cum. O să se vadă aici mai bine. Aude caras, mă, frate. Asta-i palma. Caras de Vlasova, tot. Hai, vină cu acea. Da, frumos. În caz de ce dă, ăștia nu mai trebuie nimic. Frumos și sănătoși, da. Ce mai zici, măi, chițilică, măi? Ai dreptate, chițilică, dar nu ne sperie pe noi. Salutare, prieteni, suntem a doua zi la prânz. Din păcate, azi noapte nimic, de obicei pe Blasova nu mănâncă, de câte ori am fost și eu și Gică, nu mănâncă noaptea. Azi dimineață
Am avut două rateuri, unde ambele au fost cu întindere de cârlig, au strâmbat cârligul. Gică spune că posibil să fi fost somn, eu cred că mai degrabă un ten. Doi teni, pardon, s-au întâmplat două incidente, dar acum am o pauză pentru pescuiata, tot așa la prânz, între 12 și 5-6, nu e loc, capturi, acum fiind orele 13. Bine, adevărat că e și apa foarte, foarte, foarte caldă, ați văzut și voi, am sondat ieri cu sonarul și din păcate peștii erau pe fund, bine, erau și de suprafața aceea, sunt novaci, noi nu avem motor de novaci, nu pescuim după novac. Și apa foarte, foarte caldă, 31,2 mi-a arătat pe sonar, deci vă dați seama, fierbe apa. Chiar am făcut, cred că ieri, eu și Gică, câte 10 băi de căciulă, pentru că foarte cald, deci vreau să vă zic că pe lângă țânțarii care ne mănâncă noaptea și ziua, deci vin și ziua la greu, dar noaptea este jale. Deci dacă pe Blasova este jale cu țânțarii noaptea, vă dați seama la Dunăre ce se întâmplă. Ce să vă mai zic, să vă mai arăt pe aici, uitați, săracul Chiții, el e călare pe lansete, în așteptare, și acum am luat o pauză, Gică s-a dus până la niște prieteni de-ai lui pe aici și tot încercăm să mai schimbăm moturi, poate ne schimbăm norocul. Prieteni, am luat și o ciurtănică. Uitați-vă și voi, dar e micuță, dar acum noi suntem pescari, da? Nu trăistari. Știm ce avem de făcut, da? O eliberăm și să-l cheme pe bunicul sau eventual să îl vedem peste vreo 2-3 ani. Ia, așa. Popadinul pe el. Chiar și așa murdar. Hai, du-te. Vaia condius. Hai că îi revine încet, încet. Hai, du-te, mă. Du-te, mă, omulețule, mă. Hai, stai. Hai. Dat. Ia uite ce viteză a luat. Asta e, sper să-l cheme pe bunicul, cum am mai zis. Sau să ne vedem peste 2-3 ani. Mergem mai departe, continuăm. Știți vorba aceea, că români vi se pregătește ceva. Noi spunem pescari, ni se pregătește ceva. Se anunță o furtună cu vigilie. Bate un vânt fantastic. Exact stil Blasova, unde vremea se schimbă așa de la o oră la alta. Cade dintr-o extremă în cealaltă. Dar suntem pregătiți. Poate pe ploaie vrea să mănânci. Vedem. Orele sunt 15. Ne așteptăm la o furtună, la o ploaie. Ce place mie că am văzut o pasăre tare simpatică mie. Pelican. Mi-aduc aminte când eram la școală, îmi păcăleam colegii de clasă. Știți că înainte, pe vremea lui Ceaușescu, în librării se găsea o soluție de lipit hârtie, se numea Pelicanol. Și îi păcăleam că este făcut din esență de pelican. Și mergea, ținea. Da. Dunărea la 2 km. Așa că nu mă surprinde că sunt pelican aici. Fraților, nu mai vrea deloc absolut nimic. Deci nici măcar un caras. Nimic, nimic, nimic. Dimineața v-am zis, a fost o ruptură, s-a băgat în stuful ăsta de aici. Nu știu ce era, dar oricum era, cred că un dulap, nu știu de care studențesc, boieresc. Dar asta a fost să fie. Asta e cu balta asta plină de surprize, nu se știe ce ți oferă. Mai avem până mâine, așteptăm, știți cum e, speranța pescarului moare ultima. Hai crăpoica mea iubită, nu fii așa de haradită, dacă el nu te mai vrea, păi vino aici în
pana mea. La mine găsești de toate, porumb, pop-up, dar nu palate. Hai vino să ne întâlnim și în drill să șerpuim. Și eu îți promit un cioc doar când te văd în... Mincioc! Ia. Yeah. Trebuie să aprind lumina, că mă împiedic eu singur. Așa. Asta este. Asta este viața pe care poți să o trăiești la maxim, nu știu, părerea mea. În mijlocul naturii. Încă o dată. E un aer curat aici, este ora 1. Aici e alt loc de... Aici e alt loc de pescuit. Și continuăm drumul. E exact ce îmi place mie. Doamne, sunt nebunit după așa ceva. Alt loc. Doamne, ce frumos este. Deci mai trăi o viață, cred că numai în genul ăsta aș putea să mai trăiesc. De drag. Hei, melculețule. Hai că ajung la acei prieteni, poate nu vor să fie filmați. Și poate ne vedem mai târziu, dacă doresc și dânsi și bineînțeles. Aici e loc. Ia, se aude. Ci că se discută chestii politice. Da, ia să vedem. Hai că vă las, poate ne vedem mai târziu. Gicuță, unde ești, la pescuit? Pe Blasova. Pe Blasova, da? Da. Și ce urmează să mănânci acum? Chioftele, chioftele. Chiftele pe malul Bălții, nu? Ia să-l vedem să aici pe Marian. Chioftele, ați mâncat vreodată așa? El este Marian, un cunoscut super ok, care ne pregătește niște chiftele la Dita Maicea 1, mod tradițional, cu tot ce trebuie pe aici, cu aperitive, cu vin, mai cu, ales cu vin, veselie. De la ucrainieni, cu dalea. Deci dacă ați mai auzit... Să nu filmezi ucrainieni, a căzut în stup, da? Da, mai târziu, dar după ce popăm aceste chiftele pe Valul Bălții. Doamne ajută, Marian, salut! Te trebuie Mactalo? Atăgicule! Să la bea cafea vrei. Păi ce faci, Gicule, bei cafea? Dacă nu știu să beau. Să avem poftă. Să ducem Marius afară frumos o bere. Nu. Doar să-l rugi. Nu, nu. Am băut. Nu mai bei? Și cum e frumos ca să facem, și toată lumea ar trebui să facă gestul ăsta, să strângem cât de cât așa, să nu lăsăm. Și că mare dreptate ai, pentru că mă repet, de câte ori mă duc la pescuit, strâng tone și tone de gunoi. Bine, ăsta e gunoiul făcut de noi. Nu chiar în totalitate. Nu în totalitate. Deci era acolo. Nu? Da. Da. Deci, prieteni pescari, haide să respectăm natura și să ne protejăm planeta Pământ până la urmă, pentru copiii, copiilor noștri. Așa că nu uitați, știți ce avem de făcut, da? Frumos ar fi ca toată lumea când pleacă să-și strângă și să pună într-un sac, să-l ia, să-l scoate la margine, că vin băieții să le strângă. Prieteni pescari, partida de pescuit de două zile, alături de prietenul meu, Gică, a luat sfârșit. Uitați și voi cum arată după ce am pescuit, da? Și curățenie făcută obligatoriu. Păcate, rezultate foarte slabe. Doi carași și un șui la 3 kg. Așteptările au fost mai mari, dar apa, din ce am constatat eu și Gică, apa a fost deosebit de caldă, 31 de grade, vă dați seama, la suprafață, bine, așa citește sonarul, la suprafață, n-are cum să citească la adâncime, dar
în contextul în care este o baltă grea. Așa e, sunt și lămpi pe Vlasova, nu înseamnă că dacă balta este lângă Dunăre, obligatoriu se și prinde. Adică să te duci la pomul lăudat cu sacul. Cam asta este. Gică! Ce pui și tu, păreri și impresii despre băltoacă? Părerea, să știi, eu am ca baltă de suflet. Baltă de suflet, tu o cunoști foarte aici bine. Aici vin pentru relax, nu să mă căpătuiesc, nu vin să prind pește. Bravo. Că trag și după pește doi, bine, nu mai văd. Dar relaxul de aici și liniștea de aici nu... Nu o găsești pe nicio baltă. E mai greu. Ce să zic? Încântat de prietenul meu. Salut, stimă, respect, toate cele bune. Forță. Gică și Cutinu, toate cele bune, respect. Sănătate, numai bine. Iar ca un bonus vreau să vă arăt și restaurant, da? Că pe cine nu știe, pe baltă se află și un restaurant. Chiar dacă știi sălbăticie, ai tot respectul la acest restaurant. E închis acolo? Închis? Da. Vreau să mă duc să văd și un pic. Uitați-vă și voi, foarte frumos. Bună ziua. O locație frumoasă. Ia să vedem. Adevărul e că e și prima oară când intru în această locație, în acest restaurant. Măsuțe. Se mănâncă, se bea. A, uitat și faleză frumoasă. Ponton. Foarte frumos. Curat, îngrijit, jos pălăria. Deci, pentru cei care nu cunosc balta, vin în sălbăticie, pescuiesc în sălbăticie, apoi la câțiva kilometri s-a făcut acest restaurant, chiar situat pe malul Vlasovei.